Icoana făcătoare de minuni cu chipul Maicii Domnului Pătimitoare adusă din localitatea Ocenașovka, Ucraina, a fost expusă la Bălți. Obiectul de cult este vechi de peste 100 de ani și se spune că ar vindeca bolnavii. Icoana a fost întâmpinată de un sobor de preoți de la Catedrala Sfântul Nicolae din oraș. Zeci de creștini au venit să se închine în fața icoanei și să se roage pentru sănătate și pace în țară. Noi cerem să fim sănătoși, ne rugăm pentru copii, pentru părinți și să ne poartă Dumnezeu numai bine și să fie liniște în țară. Au venit lumea pentru curățenie sufletească, să roage pentru sănătate, pentru prosperare, pentru copii, pentru părinți, pentru bine, pentru bine, ca să fie și în țară bine, și situația în țară și chiar peste tot e foarte complicată. E de dorit ca să ne rugăm cât mai mult. Icoana care o înfățișează pe Maica Domnului Pătimitoare a fost pictată lângă muntele Athos la rugămintea boierului ucrainean Piotr Balașov. Aceasta a fost adusă în țara noastră de câțiva enoriași din localitatea Ocenașovka, Ucraina. По прибытии в село Ocenașovka в скором времени люди начали замечать много исцелений перед иконой Божьей Матери. И вот когда жены, матери, сестры отправляли своих мужей на войну, они, значит, приходили к иконе, прикладывали то ли платочек, то ли маечку, то ли трусики, то ли рубашку. И вот заметили, что те мужчины, которые вот, когда делали вот такой обряд, возвращались домой целыми и невредимыми. Se spune că această icoană face multe minuni, dar eu aș vrea să vă spun că faci toate minunile. Atunci când omul vine cu credință, mulți dintre creștini chiar au avut și o boală care era boală grea de cancer și au fost lecuiți pentru credință. Icoana făcătoare de minuni se va afla în orașul Bălți timp de 10 zile și va fi expusă ulterior în alte biserici din țară. Obiectul de cult a fost adus pentru prima dată în Moldova în anul 2009.